Sunteți vinovat? Ce-ați făcut? Pentru ce v-au luat? Procurorii DIICOT au efectuat în această dimineață 112 percheziții la locuințele mai multor persoane suspectate de trafic de substanțe cu caracter psihoactiv, skimming și fraudarea firmelor de transferuri monetare, mai ales în state din centrul și vestul Europei. Deșinderi s-au făcut și la 90 de locuințe din Craiova. Anchetatorii au indicii că gruparea s-ar fi îmbogățit de pe urma instalării unui program informatic fraudulos. Au fost efectuate 112 percheziții domiciliare în București și în județele Dolj și Timișoara la locuințele membrilor unui grup infracțional organizat, specializat în activități infracționale de tip skimming și accesarea fără drept a unor sisteme informatice. Cu sprijinul autorităților judiciare franceze au fost efectuate simultan percheziții și în Franța, unde unii dintre membrii grupării ar fi desfășurat acțiuni de skimming în area metropolitană Paris. Anchetatorii au dezvăluit că începând cu anul 2012, suspecții ar fi efectuat retrageri frauduloase de bani de la bancomate din Franța, Marea Britanie, Coreea de Sud, Germania, Austria, Belgia și Norvegia, sumele fiind apoi transferate în România. Aceștia au refuzat să comenteze acuzațiile care li se aduc. Ce ați făcut? De ce v-au adus aici? De ce v-au adus? Ați fost în Franța? Ce-a făcut când s-au adus? De ce au venit mandatii la tine? E brigada și soția ta? Ai fost la Paris? Membrii grupului infracțional organizat sunt bănuiți că ar fi instalat fraudulos programe informatice malware în sistemele informatice folosite de diferite agenții de transferuri monetare din Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Norvegia, introducând astfel date nereale în sistemele informatice. Prin această activitate infracțională, cei în cauză ar fi obținut venituri ilicite de peste 800.000 de dolari. Unul dintre suspecți este acuzat că și-ar fi constituit în paralel și o rețea de procurare, preparare și distribuție de substanțe psihoactive. La sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Craiova, urmează să fie conduse pentru audieri peste 100 de persoane care ar fi beneficiat de sumele transferate fraudulos prin instalarea ilegală a programului informatic pe care îl controlau de la distanță. Paguba a fost suportată de societăți internaționale de transfer monetar.